Deci ăștia încă nu se extrași. Ăsta albastru este ăla cu matca de a pierduse pe primăvară. Aici este o matcă din Franța. L-am arătat eu pe ăsta pe la rapiță. A ajuns și el pe cat. Mai pică câte o albină și pe jos. Câte o albină, două. O fi pățit ceva. Ai, uite, asta se vede că e blondă. Matcă blondă. Sunt albinele astea blonde, te uiți la ele, dacă ți mai și umflă, de cum e aia de pe acolo, de, e una de acolo. Deci că-s mărci. Par mai mari. În fine. Suntem la Salcâm. N-am terminat de extras rapița. Am o întrebare. Stai un pic, e plin pe jos, plin, 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 plin pe jos. Albine cu polen. Intră și în ăsta. Opa. Plin pe aici. Ceva ce roiește? Bine că tot se zboară. Tu zboară, dar nu ca el. O fi roind, ha? Uite, se dau așa aproape și... Să cunosc albinele, după cum urcă pe blăniță. Pe aici stau pe lăz. Uite. Deci e zborul de amiază, nu e chiar cules, cules. Trebuie să fac așa, așa. Să vedem mai. Cam ăsta este zborul.
Da. Vedem când o să pun, poate să pun și filmarea asta, doar că pe aici nu prea avem internet. Ducem prost cu internetul și poate o să postez când ajung acasă.